Deșteptarea. Muncește cineva în țara asta? Eu zic că da. Mă uit în trafic și văd că se pleacă masiv așa dimineața spre... Așa, mie s-a părut că e orașul cam gol, dar am un exemplu de muncă proastă. Ai auzi. Harcea parcea, știți? Principiul, cine v-a lucrat aici, doamnă? Așa. Data asta e la nivel înalt. Un domn avocat a făcut harcea parcea apărarea clientului, zice ziarul de Iași. Dar cum? Un cetățean din Republica Moldova avea și el pe numele lui o cerere de extradare, că făcuse multe nefăcute prin Italia, da? Așa. Și s-a prezentat domnul avocat la proces, a rezultat că nici măcar nu purtase corespondență cu partea italiană de unde trebuia să extragă niște date, nu avea adresa de e-mail corectă și judecătorul l-a întrebat, da, totuși fax, telefon, că mai aveați date acolo pe plângerea aia. Și nu știu să vorbesc nici engleză, nici italiană, deci aș fi contactat în mod greșit. A încercat să pună niște argumente, dar erau greșite. A rezultat că omul nici nu s-a uitat pe documentele respective. Judecătorul l-a certat în instanță. Păi i-a zis, ce ai venit, domnule, aici să faci? Mai mult îl încurci pe omul ăsta. Mai avea puțin judecătorul și să ia apărarea el, cetățeanului respectiv. Auzi, i-o fi dat și bani mulți sau... Îți dai seama că măcar l-a plătit. O fi fost din oficiu, știi? A, Dumnezeu știe, bani și-a luat pe treaba asta. Deci aha, este exact ca păi tot... da, să ajungă judecătorul să te apere pe tine. Da, da, păi da, a văzut săracul și a zis, băi, dar de ce-i venit aici? Adică, stai un pic, du-te, că-l încurci pe omul ăsta. Deșteptarea